Toată slava și toată închinarea să fie adusă Domnului, Amen. Salvatorul nostru și Dumnezeul Amen. Cerului și al Pământului. Amen. Căci totul ce a fost făcut, a fost făcut prin El și pentru El. Amen. Slăvit să fie Domnul! Această pildă a fiului risipitor a fost predicată încă de copil mic, când mi-aduc aminte, și este predicată și la ora actuală foarte mult. Și mulți trag concluzii și mulți se propășesc să zică anumită că fiul risipitor este cei care au plecat în lume și sunt neamurile, iar fiul cel care a stat acasă a fost poporul Israel. Dar nu este chiar așa, frați și surori. Dumnezeu, când Domnul Iisus, când a spus această pildă, a spus-o cu înțeles deosebit. Ca noi să înțelegem că toți putem să fim fii risipitori. Și toți am fost fii risipitori. Dar Domnul Iisus Hristos, când ne-a chemat și când noi ne-am trezit la realitate, am venit și ne-am plâns înaintea Tatălui și Tatăl ne-a iertat. Slăvit să fie Domnul! Aleluia. Spun așa, la versetul 17, și a venit în fire și a zis, cât argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Dar în engleză spune, he came to himself. He came to himself. Ce înseamnă cuvântul acesta englez, himself? Adică în adâncul lui s-a trezit la realitate și și-a dat seama că el este pierdut și este bine să se întoarcă, să-l primească, să-l ducă la tatăl său ca să fie hrănit din nou. Și spune mai departe, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Amen. Deci, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Copii care ați plecat de la casa tatălui, care ați plecat din familiile voastre, întâi trebuie să vă dați seama că trebuie să recunoașteți că și-ați păcătuit înaintea lui Dumnezeu și apoi ați păcătuit împotriva casei tatălui tău și să-ți ceri iertare de la cer întâi și să-ți ceri iertare apoi de la tatăl și de la familia ta, ca Dumnezeu să te întoarcă, ca Dumnezeu să-ți dea șansă ca să ai parte cu el. Și așa a făcut, frați și surori. Deci așa s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă de departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Dar frații noștri englezi, în traducerea lor, a cam tăiat-o și n-a spus l-a sărutat mult. Ce numai l-a sărutat? Dar noi suntem bucuroși că Biblia noastră este tradusă din grecește și ne spune l-a sărutat mult. De ce? Pentru că l-a iubit mult. Slăvit să fie Domnul! Cercetați-vă și vă dați seama că Dumnezeu vă iubește mult. Dumnezeu, dar este o condiție. Trebuie să-ți recunoști păcatul și să-ți ceri iertare. Condiția numărul unu. Condiția numărul unu, să-ți recunoști și să-ți ceri iertare. Căci numai cei ce-ți cer iertare și numai cei ce-și recunosc păcatul are parte și sorți cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Aleluia. Și vreau să întăresc la versetul 32 care spune așa.
Pentru că îl calmează pe băiatul cel al doilea, cel cu minte, care a stat acasă și a fost cinstit și a fost sârguincios și a fost bun și a fost în toate corect. Și spune așa băiatului, și acest cuvânt este așa de adânc, frați și surori. La 32 spune așa, dar trebuie să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Frați și surori, am fost morți. Chiar dacă am avut privilegiu să fim născuți într-o casă de creștini, chiar dacă am avut prilejul să avem Biblia pe masă de când am fost copii, toți am fost morți până când nu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, până când nu ne-am renoit felul de înțelegere, minții noastre, ca să-L înțelegem și să-L primim în El, în inima noastră și în viața noastră, așa cum vrea El. Nu cum ne-a spus părinții, e bine când ne spune părinții, nu așa cum ne-a spus Ciurciu sau biserica în care am crescut, ci când ne-am trezit. E bine când biserica învață bine pe copii, nu să nu mă luați greșit. Dar când ți-a ieșit Domnul Iisus în cărare și când ți-a spus vreau să te întorci, vreau să-mi dai inima ta, să-i spui atunci, da, Doamne, spune căci robul tău ascultă, slăvit să fie Domnul. Amin. Și să vedeți, fraților, ce ne spune Apostolul Pavel. La capitolul 13, la 2 Corinteni, capitolul 13, spune așa, versetul 5. Pe voi înșivă, încercați-vă, dacă sunteți în credință, pe voi înși vă încercați-vă, a doua oară spune. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Frați și surori, să nu vă gândiți că sunteți lepădați. Să nu vă gândiți că și nu aveți parte cu Iisus, că l-ați făcut un păcat sau ați făcut o greșeală sau că ați făcut cu anumite lucruri în lumea aceasta. Dumnezeu are parte și are putere să te ducă înapoi la mântuire. Acest copil și-a cheltuit toată averea și se pare că a avut foarte multă avere departe de părinții lui, cu femeile stricate și cu oamenii stricați, în petrecere și în chefuri, și când el a devenit și s-a ajuns la himself, când s-a trezit la realitate, când și-a venit în sine, el a spus, iată căci robii tatălui meu, poate că sunt mai în cinste și poate că sunt mai în onoare decât eu aici, care caut să mănânc roșcovelele porcilor ca să mă hrănesc. Mă voi duce la tatăl meu, vă voi recunoaște înaintea cerului și înaintea lui că am greșit și vă voi ruga ca să mă primească. Și ce face tatăl său? Zice, îl sărută mult, îi dă o haină, îi dă un inel și ba mai mult, taie un vițel gras și se ospătește și se bucură și slăvește pe Dumnezeu și spune copilului care a stat acasă și a fost cu minte, ne bucurăm că el a fost mort și a înviat. El a fost pierdut și acum este găsit. Frați și surori, să nu vă gândiți că sunteți prea târziu veniți la Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru deosebit ce am vorbit astăzi cu nepoata mea după nepotul meu în România și mi-a spus așa, unchiule, numai mâna lui Dumnezeu m-a ținut în viață. Ruful de la casă ne-a ars anul trecut și casa stă cu o jumătate de ruf, cu o jumătate de acoperiș ars. Și ne-am pus nădejde și ne-am pus hotărâre că Dumnezeu să ne ajute și la vara viitoare să-L ajute pe bărbatul meu ca să poată să facă ruful și să facem casa, să reparăm, că e casă bătrână de 70 de ani, pot să zic așa, că părinții mei când au făcut-o, eu eram copil mic,
N-aveam nu eram în viață, eram mic. Fratele meu era, cred că el a și lucrat la casa aia. Și zice, să dărâmă și acolo și face cu tare. Și a spus așa, a venit o lucrare pentru un frate în biserică și a spus așa, nu-ți pierde nădejdea, va veni o mare încercare peste tine, dar să ai nădejde că și Dumnezeu îți va purta de grijă. Și frați și surori, chiar așa a fost. Fratele meu, în ziua când a auzit că a murit nepotul meu, a spus așa, haide să facem să-i ajutăm, că au nevoie. El n-a știut care este problema acolo. Eu am aflat-o mai târziu. Și am sărit și am ajutat frați și surori. Și fata asta, femeia asta, așa mi-a mulțumit și mi-a spus, zice, numai Dumnezeu v-a pus în inimă și numai Dumnezeu v-a mișcat, pentru că nu știți prin ce greutăți trecem noi. Este mare Dumnezeu! Aleluia! Este mare Dumnezeu! Și încă ceva vreau să mai spun și vreau să las câteva minute și la fratele Mihai să mai spună ceva. Frați și surori, m-am rugat la Dumnezeu prin încercarea în care am trecut-o eu cu oamenii mei de la Gea și am avut un vis azi noapte care m-a pus pe gândite. Dumnezeu m-a dus înapoi acolo în locul unde erau ei și mâna mea m-a întins așa și am pus pe omul care m-a prigonit pe mâna mea și așa îl duceam. Și Dumnezeu mi-a spus, pentru că ți-ai luat autoritate în numele sângelui Domnului Iisus Hristos, am să-i ți-i dau pe mâna ta și tu să hotărăști ce să faci cu ei. M-am îngrozit. Aleluia! Am spus, Doamne, cine sunt eu? Și oamenii din jur se uitau și se mira că acest om era pe mâna mea și îl duceam așa dintr-un loc în altul. Nu știu ce are Dumnezeu de-a făcut, dar când l-am rugat pe Dumnezeu și am strigat pe genunchii mei și am spus, în numele sângelui vărsat la Golgota, îmi iau autoritate și îl mustru pe acest duh întunecat și Dumnezeu să-l mustre cum el a hotărât. Și pentru că m-am rugat și am luat autoritatea aceasta, Dumnezeu mi-a arătat cum l-a pus în cânje 3 zile mai târziu. Și încă ceva, Dumnezeu va mai face încă alte lucruri cu el, căci eu încă nici nu-mi pomenesc și nu știu ce va face. Dar îl slăvesc pe Dumnezeu și eu voi mărturisi dacă se va întâmpla lucrul acesta și eu cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că Dumnezeu a vorbit și eu cred. Slăvit să fie Domnul! Încă ceva vreau să citesc și să închei cu ajutorul Dumnezeu și spune așa la Revelation, la Apocalipsa, la capitolul 21. Dar cât despre cei fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul cu foc, care arde cu pucioasă, adică moartea a doua. Să nu vă îndoiți că iadul există, să nu vă îndoiți că cerul există, să nu vă îndoiți că Dumnezeul vostru este viu. Când cereți, cereți cu credință. Luați autoritate, căci Dumnezeu este un Dumnezeu biruitor. Așa cum s-a rugat Ilie și a spus să nu plouă, n-a plouat. Și așa cum s-a rugat Ilie să aducă foc din cer, Dumnezeu a adus foc din cer. Și tu și eu suntem niște oameni neputincioși ca Ilie și avem dreptul și autoritatea înaintea lui Dumnezeu să-i cerem și El ne va răspunde. Nu fiți fricoși, nu fiți scârboși, nu fiți mincinoși, nu vă luați cu lucruri mărunte, cereți lucruri mari și Dumnezeu va împlini și veți aduce vestea aceasta a mântuirii la toți cei care încă nu cred. Domnul să vă ajute la aceasta. Amin. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. E frumoasă. Mai avem câteva minute și aș dori ca în astea câteva minute să trec peste testul care am așa vorbit din el, care l-am citit în auzul dumneavoastră și da, pentru aceasta am să iau Sfânta Scriptură
să citesc de aici, vreau să spun că pilda aceasta pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos oamenilor, ucenicilor care erau cu El, a avut o semnătate deosebită și a vrut să arate celor din jur că acești doi copii care erau născuți în casa acestui om au avut drepturi egale și s-au bucurat de privilegii egale. Dar venit o vreme când unul din copiii aceștia a dorit ca să devină independent și să se ducă în lume. Și vrând să rămână independent și să se ducă în lume, tatăl său n-a dus, nu-ți dau voie, sau nu l-a bătut, nu l-a căutat să-l pedepsească. Deci vedem că tatăl, care reprezintă pe Dumnezeu în această circunstanță, în această pildă, când cineva vrea ca să se îndepărteze de el, nu-i numai decât să-l pedepsească și să-l bată, ci lasă să se ducă în lume și lasă să trăiască în păcat. Dar vine o vreme când omul acesta recunoaște că lumea nu este pentru el și nu mai poate trăi în păcat, pentru că păcatul biruiește și trece prin suferință și apoi se întoarce din nou la tatăl său. Așa după cum s-a întors și fiul cel pierdut la tatăl său și a spus că tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să fiu numit copilul său. Deci a existat o vreme în viața copilului acestuia că el și-a dat seama că nu mai poate să stea independent față de tatăl său, că încercările și lucrurile care erau în jurul lui erau prea multe și nu putea să le suporte și s-a întors din nou la tatăl. Și când s-a întors din nou la tată, nu face exact cum fac tații noștri aici în America. Se întorc copiii din lume și vin acasă și tatăl îi bate, îi schijuiește, îi pedepsește, îi pune într-un fel de... Asta e voia, ce neagă, într-un fel de obstacol, pune într-un loc separat acolo. Și zice că tatăl l-a primit, l-a văzut de departe când vine, a alergat înaintea lui, a căzut pe urmazul lui și a plâns mult și l-a sărutat mult. Și a spus celor din jurul lui, aduceți de grabă inelul și puneți-l în deget, care reprezintă Duhul Sfânt, aduceți încălțăminte în picioare, care reprezintă limba Evangheliei, aduceți-i haina cea albă, care reprezintă sfințenia lui Dumnezeu și haideți să tăiem vițelul cel îngrășat, să mâncăm, să ne veselim că acest copil care era mort, a înviat. Așa se face o bucurie în ceruri de fiecare dată când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Noi cei care predicăm Evanghelia și noi cei care suntem de prin biserici, când vedem că cineva se depărtează de la Dumnezeu, căutăm să-L judecăm, să-L condemnăm, să-L punem undeva deoparte. Dar nu așa este Dumnezeu. Dumnezeu este plin de bunătate și de dragoste și atunci când cineva se întoarce la El, Dumnezeu îl primește, îl iubește și îl schimbă, îl remodelează și îl face să devină din nou un copil al lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Domnului. N-am timp să trec peste test așa cum ar trebui să trec peste el și mă opresc aici din cauza timpului care a trecut deja și zic ca Dumnezeu să ne ajute că atunci când vom trăi pe acest pământ, să trăim o viață sfântă și curată și El ne va binecuvânta pe toți. Ne plecăm cu toți pe genunchi, mulțumim Domnului pentru cuvintele frumoase din după masa aceasta, pentru călăuzirea Domnului Sfânt, pentru cercetarea Domnului Sfânt și vom răca pe Dumnezeu ca El să rămâie cu noi și să ne ocrotească în restul zilelor pe care mai avem de trăit pe pământ. Ne plecăm pe genunchi și mulțumim Domnului. Tatăl nostru și Dumnezeu,